Ta și îți mulțumim, Dumnezeule, că nimeni nu este ca Tine. Îți mulțumim, Dumnezeule, că ești același ieri, azi și în veci. De aceea Te rugăm, Doamne, să ne ajut să mergem mereu înainte, Doamne, spre Tine. Oricât de greu ar fi, Doamne, vrem să mergem spre Tine, Doamne, și ținta noastră să fii Tu. Te rugăm, Doamne, să Te prezinți în locul acesta, Doamne, și îți mulțumim că ești prezent aici, Doamne, pentru că Ți-am simțit prezența. Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare în parte, Doamne, să lași Duhul Tău cel Sfânt peste formația care va sluji, Doamne, peste cuvântul, Doamne, din această dupămasă, Doamne, peste poezie, Doamne, și Te rugăm ca toate să le primești, Doamne, din partea noastră. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi și să lași prezența Ta, Doamne, simțită aici și să ieșim de aici, Doamne, schimbați. Cuvântul Tău, Doamne, să-L primim și să-L împlinim. Te rugăm să ne binecuvântezi și tot ceea ce facem, Doamne, vrem să-Ți dea Ție slava, cinstea și mărirea pe care o meriți. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile și să mai lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea de la numărul 58, o cântare de mărire, am în inimă mereu. Corul de tineri va lăuda pe Dumnezeu cu cântare, iar după corul de tineri, David Iorgoni va avea o poezie.
pace. Ia seamă la clipa ce azi trăiești, fii gata într-una să rabzi, să iubești. Nu da nepăsării un timp prețios, ce poți să răscumperi trăind cu folos. Căci tot ce aici ai făcut, nu uita, se scrie într-o carte și va rămânea. Oglinda vieții trăită acum, ce-ți va sta în față la capăt de drum. Ai grijă, căci lezi nerăpuți poți cădea, în ceasul când ruta ți se pare un joc, când crezi că tu tare în picioare poți sta și poți să treci singur prin vremuri de foc. Când crezi că ești tare, nu cumva să cazi, privește cu grijă la falnici braz. Când suflă cu groază în praznicul vânt și ei se apleacă și cad la pământ. Căci doar cu puterea ce în mâini tu ai, nu poți înfrunta a ispitei furtun. Doar când lui Iisus umilit te predai, cu nunde izbândă putea vei să aduni. În ceasul de jale și în timpul frumos, privește în viață ca Domn pe Hristos. Și atunci neclintit de furtun tu vei fi, căci mâna lui Sfântă te va ocroti. Fii treaz, dar într-una veghind încetat, și să ai totdeauna un cuget curat, schimbând vraja lumii și gustul amar cu pace, iubire și har. Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să mai lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea de la numărul 63, pe pământ și sus în ceruri. O cântare spre slava lui Dumnezeu, iar apoi Victoria Iorgoni va avea un solo la vioară.
Dumnezeu să te binecuvânteze. În continuare, îl invit pe fratele Macovei să vină în față să aibă un cuvânt pentru noi. Lăudați să fie Domnul! S-a ajuns și la momentul când dorința fratelui păstor de a înlocui semnul cu 6 luni pentru semnul de carte pentru 12 luni. Și prin harul Domnului încercăm, frate păstor, împreună cu toată biserica, ca în fiecare lună să memorăm cel puțin cât un verset. Subiectul este despre rugăciune și aș vrea să facem îl rog pe fratele Manu, să facem o mică repetiție. 3 versete numai. Adică versetul a bisericii, 1 Petru 4:7, 1 Petru 4:7 și apoi pentru ianuarie și februarie. Și apoi în fiecare lună cât un verset. Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că ne păzește de păcat. Și Domnul să ne ajute să strângem cuvântul în inimă ca să nu păcătuim. Haideți să spunem cu toții. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și reiați în vederea rugăciunii. Amin. Trecem la ianuarie, care este Ieremia, da, 33:3, ușor, ușor. Haideți împreună. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Amin. Și acum venim la luna februarie, Matei 7:7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Amin. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu nu se lasă fără putere în viața noastră și în fiecare zi putem avea biserică, worship, soția cu soțul, cu copiii. Înainte putem citi versetul lunii, cântăm o cântare de laudă și apoi ne rugăm unii pentru alții. Rugați-vă unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și Domnul să ne aștepte ca să împlinim cuvântul său. Prioritatea are ceata lui Asaf, cântăreții. Lor le place și cântarea, dar și cuvântul lui Dumnezeu și mai ales când este în limba mamei mele, adică limba maternă, limba română, și Domnul să-i binecuvinteze. Fiecare vom găsi la sfârșit acolo, fiecare avem cât un semn. Mulțumesc. Până ce tinerii își împart cardurile, vom avea un moment de rugăciune. Mulțumim familiei Macovei pentru această implicare și văd că a prins. Vedeți ce înseamnă să fii bunic, să fii tătic. Limba maternă, limba mamei. Domnul să ne binecuvinteze și să ne putem închina împreună în continuare. Voi vii să ne ridicăm și fratele ne va spune câteva cuvinte, vom vedea câteva imagini și apoi ne vom ruga. Unul dintre versetele citite de fratele Macovei a fost: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Aș vrea să venim înainte de Dumnezeu într-un timp de rugăciune să ne rugăm pentru biserica din Tampa, care ne-au rugat să ne rugăm pentru ei, să cerem împreună cu ei, și fratele păstor de acolo ne roagă să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea un locaș mai mare de închinare. Ei au unul, după cum vedeți în poze, dar se roagă ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu un locaș mai mare. Așa cum zicea fratele păstor, în sfârșit un păstor care ne-a dat poze din belșug și nu este zgârcit. Un locaș frumos, dar, așa cum am spus, să ne rugăm ca Dumnezeu să le asculte rugăciunea și să le dea un locaș mai mare. Și aș vrea să nu uităm nici de țara care astăzi este pe lista de rugăciune, care este India. Ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste misionarii din India și Dumnezeu să întoarcă India cu fața spre El. Haideți prin 2 surori și 2 frați să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceste puncte. Amin. Tine, Sfinte Tată, la sprijinul Tău și fața Ta o căutăm. Căci ori de câte ori venim la Tine, ni se luminează fața de bucurie și nu rămânem de rușine, Doamne.
Am vrea ce am auzit în seara aceasta, atât în ce privește Sfânta Scriptură, să o iubim la maxim, zilnic să o citim, să o iubim, să memorăm, să medităm asupra ei. La fel rugăciunea să ne fie dragă și să o iubim așa de mult și fierbinte să ne rugăm, ajută-ne chiar cu liste de rugăciune să ne facem pentru cei dragi, pentru cei din jurul nostru. Ai milă, te rog, Tată, și de biserica din Tempa, de frații noștri de acolo, dă-le Tu binecuvântare și har și toate nevoile lor, te rog, să le împlinești. La fel, Tată, pe frații din India, îndură-te de ei, mai ales fratele acela pentru care ne-am rugat astăzi, bătut și persecutat, dă-i Tu putere și sănătate în continuare, Doamne. La fel și familia care, păstorul a murit, tata din familie, a rămas mama și două fete, îndură-te de ele, Doamne, și dă-le Tu mângâiere și har și binecuvântare de la Tine. Și îți mulțumesc că ne vei ajuta să fim o biserică vie, sfântă, plăcută înaintea Ta, până în veci. Amin. Tată, să ne cerem din nou în această seară să ne închinăm Ție și să slăbăm numele Tău. Tată, să ne cerem, dorim să privești la noi și să ne binecuvintezi de Tatăl Sfânt, să binecuvintezi tinerii care te laudă și tot ceea ce fac în acest loc. Am dorit, Tată, să ne cerem să privești în finalul nostru, să ne binecuvintezi ori de când venim în acest loc. Dorim, Tată, să ne cerem să facem voia Ta, de aceea să ne dai înțelepciune, să ne dai răbdare și o credință adevărată ca să urmăm calea Ta. Rugăm, Tată, să încerc să te pe poporul indian, Doamne, să fie ai tăi care slujesc pe poporul național, de multe ori sunt în primejdie, în necază, în lipsuri, te rog să te îndulci și de ei și să-i arăți în pol. Doamne, știm că trebuie să ne ajutăm și să-i susținem prin orice situație, Doamne, fie și acelea care țin control și această lucrare. Mă rog pentru biserica din Tampa, să o binecuvânteze, să dai pașa ta acolo, prosperitate, Doamne. Nu dorim ca bisericile românești din această zonă să dispară, dorim ca cât mai mulți să cât mai mulți de biserici să aibă oportunitate și poporul acesta român să aibă o cunoștință despre Tine și să vină cât mai mulți la Evanghelie. Mulțumim și pentru această biserică și dorim ca bisericile ca românii din acest loc să te cunoască, să te apropie de Tine, să le cuvintează cuvântul Tău în această seară și lasă ca fața Ta să fie în viețile noastre. Amin. Amin. Vă invit să luați locurile și să o invit în față pe sora Cristina, care ne va conduce înspre a lăuda pe Dumnezeu cu cântarea lunii februarie.
continuare, tinerii vor mai lăuda pe Dumnezeu cu o cântare. Priviți lucrarea Domnului, acel în veci lăudat, căci el și sulița a rupt și arcul a sfărâmat. Puternic Domn, la glasul tău războiul s-a sfârșit, și carele de luptă tu cu foc le mistui.
Amin, mulțumim pentru această slujire a tinerilor din această seară. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Avem copii deosebiți, unii dintre ei sunt căsătoriți, sunt ei părinți, copiilor din bănci, aveți părinți deosebiți. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și mulțumim pentru timpul frumos de cântare din această seară. De asemenea, vă salut și pe dumneavoastră cu drag și vă spun această seară un bun venit la Casa lui Dumnezeu, ca să ne închinăm împreună. De dimineață am avut adunarea generală a bisericii, am avut o altă întrunire, o altă părtășie și discuții. În această seară ne-am strâns ca să ne închinăm, să cântăm, să ascultăm predicarea Cuvântului Sfânt. Salut de asemenea cu drag musafirii Casei Domnului care sunteți cu noi. De asemenea, unii ați fost plecați duminica ce a trecut, unii ați fost plecați la înmormântarea din Chicago, unii au rămas, încă nu s-au întors, cum este familia Burcă, fratele Florea. Sora Mariana s-a întors, am așteptat să ne vedem la un serviciu de închinare și cu fratele. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și ne bucurăm că unii dintre cei care ați putut v-ați dus să fiți alături de familie. Sora Daniela chiar m-a sunat ieri și am vorbit puțin cu dumneaei în mijlocul acestor necazuri. Când pierzi pe cineva din casă, dorim ca Domnul să o mângâie și să o întărească după puterea Lui. Amin. De asemenea, vreau să fac câteva anunțuri pentru biserică în această seară legat de unele aspecte ale ședinței de dimineață. Pentru cei care nu ați putut să fiți cu noi și sunteți parte a bisericii și a părtășiei și ne bucurăm în închinare, vreau să aduc la cunoștința și la cunoștința dumneavoastră că în ceea ce privește Biserica Harul sunt câteva persoane, respectiv chiar familii, care și-au exprimat dorința să fie parte acestei lucrări. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familia Munteanu, care s-a mutat din Detroit în Hollywood, sunt cu noi în această seară și dumnealor au fost primiți în această dimineață. Mai ridicați-vă o dată să vă cunoască frații, spuneți-le și când întâlniți un bun venit, frate Munteanu și sora Rosalia, Domnul să vă binecuvinteze și ne bucurăm să putem să avem părtășie împreună. Sora Mirela Burcă, care este cu noi, o cunoaștem prea bine, de asemenea fratele Augustin și fratele Toldorin, ca Domnul să îi binecuvinteze. De asemenea, am avut și o reprimire în mijlocul nostru și nu mai prezint situația, pentru că am prezentat în adunarea generală. Este vorba despre sora Iovuța Florica, dorim ca Domnul să o binecuvinteze. Este și noi la o altă vârstă, peste 80 de ani, cu neputință, cu boale, cu probleme, drept pentru care nici n-am văzut-o de o bună bucată de vreme la Casa Domnului, dar putem să ne rugăm pentru ea, putem să-i dăm câte un telefon din când în când și sună foarte bine. De asemenea, că vorbesc de telefoane, am vorbit și ieri cu sora Cornelia unele lucruri și aș vrea să nu uităm să ne rugăm pentru dumnea ei și spunea, frate, dar ar putea să mă sune din când în când. Vorbeam de tineri care au plecat într-o misiune pe la bolnav, pe la un nursing home, pe la sora Fazeca și au plecat la spital și era în plan să ajungă și la sora Cornelia, dar datorită probleme de sănătate, chiar unele lucruri care trebuia să le facă ieri, unele transfuzii, avea pe cineva acolo care trebuia să stea și să îi ofere o injecție și alte lucruri. Spunea că este bucuroasă, este mulțumită, dar ar putea să fie și sunată. Și am întrebat de cine, de tineri? Nu, frate, chiar de ceilalți din biserică. De sora se pare că nu îi pare rău dacă dăm câte un telefon. Ce știu eu este că atunci când nu vezi pentru cine, pe cineva o vreme, parcă în mod natural uiți de el. Nu vrei de multe ori și mie mi se întâmplă și cred că și dumneavoastră aici nu este o judecată, dar se bucură de un telefon, Domnul să o întărească în necazurile ei. De asemenea, acestea au fost primirile și reprimirile. Vreau să mai spun un lucru în privința aceasta. Sunteți între noi, de asemenea, familii, frați, surori, care vă bucurați de această părtășie. Copiii chiar a unora dintre dumneavoastră sunt membri acestei biserici, vă bucurați cu ei, îi vedeți slujind la această biserică. Faceți-le și bucuria să fiți parte acestei biserici, pentru că vă bucurați în părtășia ei. Putem să fim parte aceleași lucrări și aceleași biserici. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să ne asumăm și aceste responsabilități. Vreau ca biserica să cunoască, fratele Predescu are cheile de la biserică. Deci fratele deschide și fratele închide. Frate Predescu, Domnul să vă binecuvinteze și ne bucurăm că veniți de vreme la Casa Domnului și plecați când trebuie acasă. Stă fratele și la predică de fiecare dată. De asemenea, tot în această dimineață am ales încă un frate ca să fie cenzor al bisericii, lângă fratele care există, fratele Roland, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, și au fost adăugate două persoane la comitetul bisericii, care îl avem, fratele Puiu s-a rătreaz din comitet, și avem două persoane care au fost propuse și au fost alese, fratele Alex Miron și fratele Nick Cicortaș Junior.
și pe dumnealor îi cunoașteți, dorim ca Domnul să binecuvinteze pe ei și pe casele lor pe mai departe. Amin. Lucrul acesta este frumos și este o binecuvântare înaintea lui Dumnezeu și mă bucur să putem să lucrăm împreună pentru slava Domnului. Salut între noi în această seară și din România pe fratele Pechianu, care a venit să-și vadă și soția, și copii, și nepoții. Spune asta că sora a venit mai devreme, a pregătit terenul. Frate Pechianu, bine ați venit de la București. Ce fac frații de pe la Buftea, unde dumneavoastră slujiți, din câte mi-amintesc eu, dacă sunteți acolo, dacă puteți să ne aduceți un cuvânt de salut, vă ascultăm cu drag și ne bucurăm să fiți împărtășia noastră. Ca și dumneavoastră aici și noi acolo așteptăm revenirea Domnului Iisus. Amin. Și versetul pe care noi, în care noi ne bucurăm anul acesta este unul din 1 Petru, din 2 Petru. Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, de aceea că iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, feliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. 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 Pe drum în aeroport, având vreo 2 ore jumătate, am intrat și eu în rândul lumii și m-am uitat pe telefon și am butonat telefonul, că eram singur care stăteam așa, că mă uitam pe pereți. Și am găsit istoricul călătorilor mele pe Google și mi-am dat seama că cineva mă vede. Înțelegeți? Vreau să vă spun dumneavoastră că eu vă văd în fiecare duminică. Și știți ce mă doare? Că nu toți cântați. Nu toți cântați. Se plimbă camera pe dumneavoastră și vă văd pe când. De ce nu cântați? Nu știm românește toți, frate. Fiți binecuvântați de Domnul și cântați în limba dumneavoastră. Eu cântă cineva în engleză, cântă românește. Slăviți pe Domnul că a adus o mântuire și sfârșitul lucrurilor este aproape. Și va veni Domnul Iisus și vom pleca la El. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Vă invit cu întreaga biserică să ne ridicăm, să cântăm o cântare, dacă fratele a vorbit de cântare. Vreau doar să amintesc tinerilor în această seară, poate nu ați fost toți prezenți la început, tinerii vor avea un meeting în această seară, ei doresc să meargă în mod deosebit familiile tinere, să fie împreună într-un camp weekendul următor și este posibil să-i însoțesc și eu, vom rămâne la o întrunire în această seară. Și de asemenea ei vor coborâ, vom cânta o cântare și timpul acesta ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, iar apoi ne pregătim să ascultăm citirea și predicarea cuvântului pentru seara aceasta. Cântarea de la numărul 317 spune: noi mergem spre ceruri, mergem cântând spre Sion. N-aveam un plan să o cânt, dar cineva din sală m-a rugat și mi-a spus: cântă și această cântare. Și aș vrea să o cântăm cu toți împreună, așa cum ne-a îndemnat fratele.
era cu neputință să fie în față fratele Roland și să nu cântăm această cântare. Știți că noi suntem cunoscuți după ceea ce cântăm. Eram adolescenți și când vedeam fratele că e în față, știam cam ce cântăm. O, iară-i fratele ăsta, iară cântă cântarea grea și nu mai înțelegem. Eram eu în față o vreme și tinerii știau din start și îmi zâmbeau, cunosc o iubită capelă. Ei, acum aia de fratele Marian, nu am mai dat-o de mult, sau știau rugăciunile mele și de încheiere cu benedicția și ei repetau după mine. Domnul să-i binecuvinteze. Doresc în continuare să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor și voi citi de la versetul 1 până la versetul 12 cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, începând cu versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimeși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan, este Ioan Marcu. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâm căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Doamne, și noi te binecuvântăm în această seară pentru cuvântul Tău. Te binecuvântăm pentru Evanghelia Ta, Doamne. Mulțumim că există acest interes mare în cuvântul Tău, Doamne. Este același viu și adevărat. Și aș vrea ca Tu să le deschizi inima celor care nu Te cunosc pe Tine. Și aș vrea să deschizi inima bisericii, Doamne, să fie o biserică care să propovăduiască cuvântul Tău cel sfânt. Doamne, ne aducem aminte în această seară și de cei care sunt încercați de suferințe. Tu vezi, Doamne, că este un virus, este o boală care a lovit lumea aceasta și este în alertă. Tu ești Cel care ne spui, Doamne, despre vremurile din urmă și ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Te rugăm, Doamne, să aduci vremuri de pocăință și vremuri de întoarcere cu fața spre Tine. Tu ești Tămăduitorul, Tu ești Dumnezeu care controlezi toate lucrurile. Mulțumim că ești iubitor, că ești bun. Doamne, mulțumim că ești cu fața întoarsă spre noi și este încă o vreme a Harului. Te slăvim că ești Dumnezeul care ai grijă de noi. Te rog ca Tu să rezolvi și această problemă în măreția Ta, Doamne, dar în așa fel încât oamenii să știe că Tu ești Dumnezeu, că Tu faci ce vrei, Doamne, și toate sunt cu adevărat în mâinile Tale. Cercetează și China, această țară, Doamne, comunistă, unde avem frați de noștri de asemenea care se ascund ca să poată să-Ți aducă o închinare din inimă cum doresc, ocrotește-i, binecuvintează-i și fă să fie un moment de întoarcere a lumii cu adevărat cu fața spre Tine. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile și în continuare să ne putem îndrepta privirea în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că o parte din textul ce l-am citit, nu-l voi prezenta în această seară, este chiar prima parte, voi lăsa pentru o duminică dimineața, pentru că este vorba despre biserică și ceva mai deosebit care simt să predic într-o duminică dimineața, dar în această seară aș vrea să privim la această parte din Scriptură,
unde Barnaba și Paul și Pavel, mă iertați, Barnaba și Saul, mă iertați, trimiși de Duhul Sfânt, s-au dus în prima călătorie misionară, au plecat din Antiohia. Această cetate, Antiohia, de fapt, este în Siria, despre această Antiohia este vorba. De acolo s-au dus în Cipru și știm că cineva este din Cipru, Barnaba este din Cipru, și-au colindat toată această insulă, predicând cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aici Dumnezeu a binecuvântat în așa fel lucrarea, chiar dacă nu se vorbește despre o mulțime de oameni care s-au întors la Domnul, Dumnezeu a îngăduit să vedem o experiență deosebită. Cum acest om, spune cuvântul că era un om înțelept, este vorba despre Sergius Paulus, un dregător, a avut această dorință să audă predicarea cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Ei, ce vedem cu această ocazie, dragii mei, pentru că se predică cuvântul, există o lume spirituală care se opune acestei lucrări de predicare a cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când citești acest pasaj din Scriptură, parcă te bucuri într-un fel, dar pe altă parte vezi că este această luptă, vezi cum forțele întunericului se deslănțuie pentru că nu iubesc să vadă că cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Și vreau să știm sau să ne amintim în această seară, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, diavolul nu este bucuros. Amintește-ți că atunci când te-ai întors la Domnul a fost o luptă în tine. Și această luptă a fost pentru că a fost dorința din tine să rămâi în lume, să trăiești pentru lume, pentru că ești în această lume. Și în același timp a fost și o forță din afară care nu iubește, n-a iubit, să vadă că tu te întorci la Dumnezeu. Dar a biruit o lucrare a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, slavă lui. Dacă nu sunteți întorși la Dumnezeu și n-ați ajuns în punctul să spuneți, Doamne, îmi predau viața, și ai auzit Evanghelia, vreau să-ți amintesc de ce este acest lucru. Pentru că există o lume pe care nu o vezi cu ochiul acesta fizic, care se luptă împotriva ta, care nu vrea să-ți predai viața lui Hristos și să fii un slujitor al lui Dumnezeu și să ai o viață frumoasă, plină de pace, de mulțumire, că ești cu adevărat copilul Domnului și care aștepți cu adevărat venirea Domnului. Și asta, dragii mei, ne spune ceva, și anume că există aceste lupte duhovnicești, aceste lupte cu adevărat spirituale. Vedeți dumneavoastră, pe de altă parte, mulți încep viața de creștin și se avântă în această trăire, în această dorință lor cu mari așteptări. Pentru că cineva le-a spus, de exemplu, că este frumos, și este frumos. Că Dumnezeu îți împlinește toate așteptările și este bine să fii pocăit. Ce nu li s-a spus sau poate că nu au luat seama la lucrul acesta și nu au auzit probabil, este însă că viața credinciosului este una de luptă. Și poți tu o luptă, dar se poartă o luptă împotriva ta. Și lupta care se poartă împotriva noastră, dragii mei, știți cum este? Până la moarte. Nu până în ziua când noi ajungem în mormânt. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu în controlul lucrurilor, dragii mei, credeți că diavolul ne-ar omor într-o zi? Într-o zi pe mine, într-o zi pe tine, într-o zi pe altul, într-o zi pe altul, pentru că el așa lucrează. Și, dragii mei, vreau să fiți siguri de lucrul acesta. Unora nu li s-a spus acest lucru, dar aș vrea să vedeți că lupta aceasta se intensifică pe măsură ce cineva care este un copil al lui Dumnezeu își pune viața cu adevărat în slujba lui Dumnezeu. Da, vreau să fiu credincios. Dacă spun că îl iubesc pe Domnul, vreau să trăiesc o viață curată pentru El, nu vreau să mă murdăresc. Dacă spun că îl iubesc pe Domnul, vreau să-L propovăduiesc, vreau să-i spun și celuilalt, măi omule, de asta ai nevoie. E când tu începi să faci lucrul acesta, începe o luptă. Vezi că odată ți se strică mașina, odată cade ceva, odată se întâmplă ceva, odată nu mai ai cuvinte, odată se întâmplă ceva cu tine, parcă toate se încurcă, pentru că diavolul lucrează ca lucrurile să nu meargă bine. Sigur că nu are el putere absolută, Domnul să fie binecuvântat. Vreau să vedem că Pavel și Barnaba se duc în această lucrare și mă întorc din nou la Pavel, de această dată este încă Saul. Pentru că spun că este încă Saul, așa îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Există cel puțin două istorioare sau istorii despre cum s-a schimbat numele lui Saul din Tars în Pavel.
Cuvântul acesta, Paul sau Pavel, are sensul acela de mic. Vedeți, despre Pavel se spune că era un om mic de statură. S-ar fi uitat la noi așa, la toți în sus, un om mic de statură, umil, asta se referă. Dar alții spun că acest nume și l-a tras de la această experiență în care acest om Sergius Paulus s-a întors la Dumnezeu. Nu știm dacă este așa. De acolo i s-ar tras, spun unii, numele acesta de Paul, pentru că de acolo înainte este numit în felul acesta. Cert este, dragii mei, că oamenii aceștia pleacă într-o misiune. Cum a ajuns să meargă într-această misiune? Cuvântul arată foarte clar că Duhul Domnului i-a chemat în această lucrare. Cuvântul arată că n-au plecat fără să fie sub autoritatea bisericii. N-au ieșit de sub autoritatea bisericii pentru o lucrare a lor privată. Au făcut lucrarea sub autoritatea bisericii și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Era o lucrare de predicare Evangheliei. Ioan Marcu, copilul acela, era pe lângă ei, le sluja și s-a dus, că era nepotul lui Barnaba, s-a dus ca să fie cu ei în această evanghelie, în această lucrare. Ei, ce vedem, dragii mei? Vedem că am început să propovăduiască Evanghelia și au venit problemele. Și acesta este principiul, aceasta este învățătura. Când împărtășești Evanghelia, noi atragem dușmanul nostru, dușmanul sufletului nostru, într-o luptă spirituală. Noi îl aducem în această luptă spirituală pentru că el urăște Evanghelia. Drept pentru care, cuvântul lui Dumnezeu aici, în acest text, ne spune că trebuie să fim pregătiți să predicăm Evanghelia. Toată lumea trebuie să predice Evanghelia, dar noi trebuie să fim pregătiți să predicăm Evanghelia. Și vom vedea mai târziu, de fapt, ce înseamnă lucrul acesta ca să fim pregătiți să predicăm Evanghelia. Primul adevăr pe care vreau să-l subliniez este că atunci când predici Evanghelia, când faci lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul, noi de fapt provocăm pe dușmanul nostru de moarte, pe dușmanul sufletului nostru, la această luptă spirituală, dragii mei. Vreau să observăm că în Cartea Faptele Apostolilor, pentru a doua oară, ni se spune despre o victorie, o biruință asupra acestei puteri, acestei lumi spirituale, demonice, din cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor apar de patru ori astfel de lupte clare, care sunt puse așa foarte exact acolo ca noi să le vedem. Pentru a doua oară arată cuvântul aici că în această bătălie Dumnezeu și robii lui au ieșit biruitori. Poate vă amintiți capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor? În Samaria, când s-a predicat cuvântul, acolo a fost unul Simon Vrăjitorul. Și el dorea să aibă și el puterea apostolilor, când a văzut ce se întâmplă, să se roage și el, și când își va pune mâinile oamenii aceia să primească Duhul Sfânt, și acolo este mustrat. Acolo este o biruință, de fapt, din nou, vedem prin cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedem aici, de asemenea, în pasajul acesta, vom vedea mai târziu în capitolul 16, și noi, pentru că am citit Scriptura, cunoaștem că acolo era în Filip o roabă, care avea un duh de ghicire și aducea bani frumoși stăpânului. Și prin această lucrare făcea bani, dar apostolul nu le convinea că veneau după ei. Și la un moment dat Pavel se întoarce și spune ceea ce scrie acolo și Dumnezeu își face acolo lucrare. Și mai este mai târziu undeva, în capitolul 19, erau niște feciori, spune cuvântul de-a lui, și ceva. Ăștia iar manipulau ceva, vroiau și ei ceva. Și ce spune Duhul? Pe Pavel îl știu. Voi cine sunteți? Și spune că Duhul a intrat în ei, pur și simplu a intrat în ei, dragii mei. Vedem de asemenea în această parte din Scriptură, unde am citit în această seară, că atunci când este vorba despre Elima, cuvântul Domnului folosește o expresie și spune că este un fiu al, un cuvânt dur, dar așa este, al dracului. Când te uiți în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, știi la ce se referă lucrul acesta. Versetul 10 ne spune acest adevăr. Vreau să vedem că în Cartea Faptele Apostolilor, despre această persoană sub un titlu similar se vorbește de două ori. Se vorbește despre diavolul cu numele de Satana. Atunci când, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, este vorba despre Anania și Safira și cuvântul spune că diavolul, Satana, de fapt, este cel care i-a amăgit. Al doilea pasaj unde vedem vorbindu-se despre aceasta este capitolul 26. Apostol Pavel predică Evanghelia, este mărturia personală și spune chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cum să scoată oamenii din întuneric, să-i aducă de sub puterea Satanei.
da? Se aducă de acolo, în împărăția Fiului, dragostei lui Dumnezeu. Ei, ceilalți sunt demoni, ceilalți sunt îngeri. Cine sunt îngerii aceștia? Aceia care l-au urmat pe diavolul în înșelăciunea lui. Și vreau să vedem că după cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ei sunt numiți cu adevărat demoni, dar diavolul și îngerii lui sunt aceia care sunt angajați într-un război spiritual împotriva lui Dumnezeu și împotriva îngerilor lui. De asemenea, după cuvântul Domnului și împotriva Bisericii lui Hristos. Ei, dragii mei, cine spune cuvântul nou acum despre ei, că i-am prezentat puțin, este că ei pot să locuiască în inimile oamenilor. Lucrul acesta nu trebuie să ne uimească. Vedem aceasta și în Cartea Faptele Apostolilor. Mai clar vedem de asemenea în Evanghelie, la un moment dat în Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 36 în continuare, 26, mă iertați, ni se prezintă o istorie unde Domnul Iisus Hristos ajunge în ținutul gergeseniților. Și aici ni se vorbește că a ieșit în tâmpinare un om stăpânit de mai mulți dragi. Ce înseamnă asta? Păi era sub posesie, sub autoritate. Ei aveau dreptul, ei conduceau viața acestor oameni. Acum noi, ca și credincioși, dragii mei, avem o chemare. Slavă Domnului că ei nu au autoritate în noi și vom vedea de ce lucrul acesta. Dar după cuvântul Domnului, ca și credincioși, trebuie să ne punem toată armătura lui Dumnezeu. Așa este? Am auzit mult spunându-se despre aceasta în ultima vreme. Eu chiar am spus de la acest amvot. Apostolul Pavel spune unei biserici care venea dintr-un domeniu foarte demonic, cu închinări la idol, într-o idolatrie mare. Puneți-vă toată armătura lui Dumnezeu pentru a putea sta împotriva lor. Și ce ne spune, dragii mei, Domnul Iisus Hristos? El ne spune că diavolul este activ, este foarte activ. Și vreau să vedem că o lucrare foarte activă, și vreau să vin specific la textul de astăzi, este aceea de a lua sămânța Evangheliei care a fost semănată. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, de exemplu, capitolul 13, semănătorul seamănă sămânța. Și cade la un moment dat sămânța, spune cuvântul, în pământul acela și caude lângă drum. Și ce face diavolul? Vine să ia sămânța, de ce? Ca nu cumva să prindă rădăcină și omul acela să trăiască o viață duhovnicească. Vreau să vedem, dragii mei, de asemenea că și de această dată, așa lucrează diavolul. Vreau să vedem cum apostolul Pavel se duce acolo cu Barnaba să predice Evanghelia, dar ce face după cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu acest vrăjitor Elima? El vrea să-l abată pe Sergius Paulus ca să nu audă cuvântul lui Dumnezeu. Cum să se pocăiască Sergius Paulus? Ce mai fac eu atunci? De ce trăiesc eu? Că cred că o ducea bine pe lângă acest dregător. Și căuta să-l abată cu adevărat ca să nu audă cuvântul Domnului. Asta este o lucrare a diavolului. Este un mare înșelător. Dragul meu, dacă până astăzi nu ți-ai predat viața Domnului, El e foarte vinovat. El lucrează, vreau să știi, împotriva ta. Dar să știi că tu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dar și pe noi, ca și biserică, să înțelegem, dragii mei, că diavolul lucrează. Și atunci când vezi că ești angajat într-o lucrare și vezi că nu mai ai pace, vezi tot felul de probleme, păi normal să fie așa. Pentru că diavolul se luptă, când nu faci nimic, n-ai probleme. Dar când faci ceva pentru Domnul, apar și problemele. Și vreau să vedeți cum lucrează cel rău. Cunoaștem acest lucru. Dar sunt niște căi în care el lucrează și aici cuvântul Domnului arată foarte specific cum anume lucrează diavolul. Un mod în care lucrează. Aș vrea să vedeți cum el ține oamenii într-o orbire spirituală. Ce a dorit Elima? Sergius Paulus să nu cunoască adevărul. Să nu-L cunoască pe Iisus așa cum este. Să nu cunoască această realitate spirituală care este viață. Dar poate să cunoască Sergius Paulus o altă realitate spirituală pe care Elima, vrăjitorul, putea să-i o spună, să-i o prezinte. Dar nu cumva pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, diavolul ține oamenii într-o orbire spirituală. Vreau să vă dau un exemplu din 2 Corinteni, capitolul 4. Este cuvântul apostolului Pavel spus către biserica din Corint, unde erau și acolo destul de multe probleme. Și despre cine vorbește Pavel acolo? El vorbește despre Dumnezeul lumii acesteia,
Și spune acolo, care a orbit mințile necredincioșilor ca să nu vadă strălucind Evanghelia, dragii mei. Să fie orbi. Să nu vadă că Evanghelia strălucește. Este fața lui Dumnezeu, că este cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu acolo. Acum ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta. Dacă omul aude Evanghelia, de ce să fie și cel rău acolo și să ia sămânța? De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? Nu știu. Este o luptă, vedeți? Nu știm. Biblia spune că nu există de asemenea niciun om care să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu din toată inima. Cert este că toți suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia ni se predică. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are putere. Și noi trebuie să ne predăm cu adevărat viața lui Dumnezeu. Nu știm de ce, dar aceasta este concluzia, dragii mei. Diavolul ține și duce omul în această orbire spirituală. Și vreau să vedeți că, de asemenea, oricine sau orice care împiedică pe cineva de a-L primi pe Hristos în viața lui, de fapt, este de la cel rău. Ce vreau să spun? Uitați-vă la acest vrăjitor Elima. Pentru că l-a împiedicat pe Sergius Paul să nu primească Evanghelia, de unde a venit lucrarea lui Elima, dragii mei, pe care Pavel o mustră? De la diavolul. Ce se întâmplă cu tine și cu altul atunci când cineva împiedică ca Evanghelia să ajungă la tine sau spune, oh, nu-L primi tu pe Hristos, nu te pocăi tu, știi de unde vine această lucrare? Această lucrare nu vine de la om, nici de la Dumnezeu, această lucrare vine de la cel rău. Și, dragii mei, este atât de subtil uneori că poate nici nu-ți dai seama de lucrul acesta. Ați întâlnit probabil tineri înflăcărați, doritori, să fie în casa lui Dumnezeu, să-L slujească și chiar a spus și a predat viața lui Dumnezeu și parcă dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Poate ați văzut o tânără, de exemplu, care era așa de iubitoare și parcă a spus că vrea să-L urmeze pe Domnul și a apărut un flăcău atât de frumos, care vorbește atât de dulce, atât de frumos, atât de plăcut și s-a dus după el. În veci pururi nu s-a mai întors să slujească pe Domnul. Alții care probabil au iubit o carieră și ai spus, Doamne, va fi un om credincios, dar a iubit banul, a iubit să fie undeva o poziție, o slujbă oarecare care i-a pretins chiar să stea departe de biserică, de lucrare duhovnicească, în veci nu l-ai mai văzut acolo. Pentru că s-a întâmplat ca și tânărul pe care l-a întâlnit chiar Hristos și care nu a înțeles, de fapt, că trebuie să-L iubească și cum anume trebuie să-L iubești cu adevărat pe Domnul. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să vedem că diavolul are o lucrare. Iar Dumnezeu poate să-i onăruie, slăvit să fie El. Amin. Al doilea mod în care diavolul lucrează, și vreau să vedem și acest lucru, este că se folosește de înșelăciune ca să ne depărteze de cuvântul lui Dumnezeu. Este un mișel. Uitați-vă ce scrie aici în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, când Saul, care se numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la Elima, spune că și-a deschis gura și a vorbit și ce a zis. Om plin de toată viclenia, de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Vreau să vedem, dragii mei, că diavolul se folosește cu adevărat de înșelăciune. Numele lui Elima era și Bar Iisus. Știi ce înseamnă aceasta? Bar înseamnă fiul lui Iisus. Asta înseamnă. Acum nu știu dacă se referă exact la Domnul Iisus Hristos, dar Iisus înseamnă Mesia și, vedeți, poate să ducă în eroare. Cert este că diavolul a dorit să ducă în eroare. Cert este că Elima a fost doritor ca să-l ducă în eroare. Spune cuvântul, om plin de toată viclenia. Cine este viclean? Diavolul este viclean. Gândul omului acestuia, dragii mei, nu era de la Dumnezeu. Nu era. Vreau să vedeți că este dorința aceasta de înșelăciune. Și vreau să ne întrebăm noi în această seară, cum poate omul să ducă, de exemplu, o viață duhovnicească? Ne-am rugat în această seară pentru India. India este populată, terenul acela, de 1.300.000.000 de oameni. Dacă noi vorbim de țările arabe unde sunt musulmani, cei mai mulți musulmani nu trăiesc în țările arabe. Cei mai mulți musulmani trăiesc în India, sunt peste 180.000.000 de musulmani.
Cei mai învrășbiți oameni împotriva creștinismului nu sunt musulmanii așa cum credem noi. Chiar dacă se întâmplă atâtea lucruri, pentru noi sunt multe comparativ cu ce a fost când n-a fost așa ceva niciodată. Cei mai înverșunați împotriva creștinismului sunt de fapt cei din mișcarea aceasta hindu. Ei și-au propus chiar în India să purifice pământul de creștinism. Numai că aici este lumina, dragii mei. Și totuși biserica din India este prosperă. Biserica crește, oamenii se întorc cu adevărat la Dumnezeu. Sunt oameni, dragii mei, care de asemenea spun că există posibilitatea să duci o viață duhovnicească fără să-L ai pe Hristos. N-ai nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este cu neputință. Cine este născut din fire, spune cuvântul, cum este? Firesc. Eu și tu m-am născut carnal, m-am născut un păcătos, în stare să fac cele mai oribile păcate, și dacă te gândești la tine, vei vedea că ai făcut lucruri la care te-ai gândit că nu le vei face niciodată. De ce? Pentru că omul este murdar. Dar când vine Hristos în viața noastră, ne schimbă viețile. Pentru că este o schimbare a minții, o schimbare a vieții. Ne dă o viață nouă, o gândire nouă. Este o luptă, avem slăbiciuni și ne dăm seama și ne pocăim și ne pare rău. Dar fără Hristos este cu neputință să trăim o viață duhovnicească. Dragii mei, și împotriva bisericii, iată, este o luptă. Aș vrea să fim treji ca să vedem acest lucru. Domnul să ne întărească, amin. A treia strategie care vedem aici a diavolului, vreau să vedeți că el se folosește de egoism pentru a ține lumea într-o înșelăciune. Ce înseamnă, dragii mei, acest egoism? Vreau să ne uităm la acest Elima care era un vrăjitor. Care a fost interesul lui? Când a văzut că Sergius Paulus vrea să audă Evanghelia. Omul acesta și-a dat seama că este într-o poziție de influență acolo, Sergius Paulus, el este lângă el, și dacă se pocăiește, îi bai cu viitorul lui. Interesul lui Elim a fost foarte personal, foarte firesc pentru el. Și vreau să vedeți, dragii mei, că așa lucrează diavolul. Diavolul așa lucrează. Drept pentru care n-a dorit ca Sergius Paulus să ajungă la credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și astăzi mulți oameni care se opun Evangheliei sunt de asemenea din motive foarte egoiste. Pentru că dacă predici o Evanghelie întreagă, îl aduce în punctul în care spui, Domnule, trebuie să te pocăiești, asta este Evanghelia. Domnul Iisus a murit pentru că ești păcătos. Și vei vedea că prin mântuire Dumnezeu îți va schimba mințile. Ce nu înțeleg oamenii este că ei trebuie să vină la Domnul Iisus Hristos și să renunțe la păcate și este teamă că nu pot renunța la păcate pentru că nu este o schimbare. Dar Dumnezeu, dragii mei, de fapt aici ne aduce, trebuie să ne pocăim. Și de ce nu vor unii oameni să înțeleagă această pocăință? Din păcate, nici între pocăiți, de multe ori vedem că nu se înțelege această pocăință. Și de multe ori îți este mai ușor să renunți la orice, dar nu la viața ta în care trăiești. Și este greu omului să spună, da, am greșit, vreau să mă pocăiesc, este greșeala mea. Nu contează ce face lumea din jur, frații din jur, eu am greșit, eu vreau să îmi restabilesc relația cu Domnul. E greu lucrul acesta. Dar mai la oamenii din lume, dragii mei. Ei, aceasta este Evanghelia. Când predici Evanghelia, este o luptă de moarte. Este o luptă de moarte. Diavolul este foarte egoist. Doresc ca Domnul să ne ajute să ducem o luptă duhovnicească, să împărtășim Evanghelia, care nu este doar pentru noi, să trăim o viață evlavioasă, care îl cinstește cu adevărat pe Dumnezeu. Amin. Vreau să fim foarte conștienți că există o luptă. Și când predici Evanghelia și când faci lucrarea lui Dumnezeu și când te pregătești să slujești, să faci ceva pentru Dumnezeu, te-ai angajat, ai atras pe diavolul în această luptă pentru că vrei să-L glorifici, vrei să te închini lui Dumnezeu. Drept pentru care, dragii mei, al doilea lucru important este să fii pregătit pentru această luptă spirituală. Cuvântul așa ne spune că trebuie să fim pregătiți ca să facem față acestei lupte. Care sunt câteva aspecte care vreau să le vedem în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu din locul acesta? Lucruri simple, dar adevărate. Cu consecvență se repetă un lucru în Cartea Faptele Apostolilor, în dreptul oamenilor dedicați care au iubit pe Domnul și au făcut lucrarea. Primul lucru care ne pregătește cu adevărat, să fim plini de Duhul Sfânt.
Cuvântul spune aici în versetul 9 despre Saul, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. De ce plin de Duhul Sfânt, dragii mei? De ce a ținut doctorul Luca ca să spună lucrul acesta? Asta înseamnă că el n-a acționat sub impulsul sinelui, al eului. L-a deranjat doar pe el carnea, pe el Saul, l-a deranjat Elima. Nu. El n-a făcut lucrul acesta pentru el, pentru slava lui. El a fost sub autoritatea Duhului, sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și l-a confruntat pe acest om cu adevărat pentru Dumnezeu. Și aici de multe ori trebuie să avem foarte multă grijă, pentru că avem tendința să-i confruntăm, de exemplu, pe alții care sunt diferiți de noi. Și de foarte multe ori, dacă nu avem grijă și nu ne verificăm, motivația noastră nu este slava lui Dumnezeu. Este un argument, este altceva. Dar uitați-vă la omul acesta, pentru că este plin de Duhul Sfânt, el îl confruntă pe acest om, dar pentru cine? Pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că el a vrut lui Sergius Paul ca să prezinte cu adevărat Evanghelia. Dragii mei, asta înseamnă pregătire. Asta înseamnă un om serios care înțelege, măi, viața duhovnicească nu e oricum. Trăirea mea nu poate fi oricum. Deci Pavel spune celor în Efes, măi, nu vă îmbătați de vin, asta este destrăbălare. În contrast, fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăsați-vă mintea să fie limpede, să gândiți, fiți treji, ca să fiți cunoscători de cuvânt, să-L iubiți pe Dumnezeu, aveți grijă, când mintea ți este plină cu alte lucruri, nu poți, nu te droga, nu te ocupa de alte lucruri, nu te intoxica cu tot felul de alte lucruri care nu te lasă să te consumi cu adevărat pentru Evanghelie. Fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru important, dragii mei, pentru a purta această luptă spirituală, cuvântul spune că trebuie să confruntăm erorile spirituale la îndemnul Duhului Sfânt. Când ne uităm la Apostolul Pavel, vedem că el confruntă, dar nu la îndemnul lui, pentru că era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vreau să fac aici o precizare. Învățătura este foarte importantă într-o biserică. Atât este de importantă cât pentru învățătura Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu au murit oameni. Nu 10, nu 100, nu 1000. Au murit cu milioanele. Au murit cu milioane de baptiști pentru învățătura Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Lucruri simple pe care noi astăzi le trecem cu vederea, un botez, de exemplu, o participare la cina Domnului, o învățătură din cuvânt. De ce? Pentru că este cu adevărat Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi mai suntem în stare să murim unii pentru alții, dar să mor pentru ceva care este aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Se mai întâmplă oare între noi lucrul acesta? Acum, când este vorba despre o eroare spirituală în ceea ce privește cuvântul, nu totdeauna este nevoie de o confruntare. Nu oricine are o altă învățătură este neapărat un apostat, un proroc mincinos care, eu știu, este mincinos. Nu trebuie omul abordat întotdeauna așa. El este un proroc mincinos dacă în mod intenționat învață lucrul acesta ca să ducă pe cineva în acea direcție. Dar mai sunt alți oameni care au învățătură și dacă e suficient poate să-i dai un sfat, să-i deschizi cuvântul și omul s-a trezit. E destul. Dar sunt unii care în mod intenționat doresc ca să ducă pe oameni într-o altă direcție. Ei, oamenii aceștia, spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, trebuie confruntați. Și această confruntare, vedeți, ajunge la un alt nivel, este o chestiune de judecată, în care pui lucrurile exact așa cum sunt, pentru că așa trebuie să fie și tu trebuie să porți această luptă duhovnicească. Vreau să vedeți, dragii mei, că Saul din Tars o poartă. El confruntă erorile, lucrurile care nu sunt drepte, care trebuie să fie altfel, pentru că este cu adevărat cuvântul Evangheliei de care oamenii aveau cu adevărat nevoie. Amin. Un alt lucru care vreau să-l vedem aici este acela că atunci când este vorba despre o luptă spirituală și e sigur că ești în ea, după cuvântul Domnului vreau să vedeți că Pavel și Barnaba predică cuvântul, dar nu oriunde, la oameni interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Aici este problema. Uitați-vă dumneavoastră cu atenție și veți vedea cum Saul se duce din loc în loc și se duce în sinagogă. De ce în sinagogă? De ce nu într-un alt loc? Nu vreau să spun că a fost neapărat o strategie, a fost o călăuzire. Iată, de exemplu, ce spune într-un loc cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13,
Sper să găsesc versetul, este vorba de versetul 15. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Cui le-a vorbit? Oamenilor care se temeau de Dumnezeu. Ei, de aici a pornit zarvă. De ce? Pentru că oamenii aceștia aveau un interes ca să audă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pavel a fost gata să le spună, dar diavolul s-a împotrivit. A venit o lucrare de împotrivire. Uitați-vă dumneavoastră la Sergius Paulus. Ce se spune despre omul acesta în versetul 7? Era cu dregătorul Sergius Paulus și spune cuvântul că era un om înțelept. Vreau să fac aici o precizare. Întotdeauna în Noul Testament, când se vorbește despre oameni înțelepți, conotația este negativă, numai aici este pozitivă. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, și veți vedea că acest cuvânt înțelept apare într-un sens foarte negativ. Și este acolo rugăciune: te laud, Doamne, te laud, Tată, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți. O conotație foarte negativă. Uitați-vă și în Evanghelia după Luca, capitolul 10, același context, același lucru. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 19, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți. Ei, uitați-vă când este vorba despre Sergius Paulus, care se gândea foarte serios la problema spirituală, nu mai apare sensul acesta negativ. Dimpotrivă, spune cuvântul mai departe, acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. El a dorit cu adevărat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta a fost Sergius Paulus de această dată. Cu tot din adinsul și-a dorit ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cum lucrează Evanghelia? Și a început lupta, dragii mei. De ce? Un om interesat în cuvânt, un om doritor să-l predice. De ce a fost Sergius Paulus interesat? Uitați-vă dumneavoastră în Scriptură că Biblia nu greșește niciodată și spune că nu este nimeni ca să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Este cineva. Dacă Biblia spune așa în Romani, este clar, nu-i nimeni, Doamne, nici eu nu l-am căutat, nici tu, nimeni nu l-a căutat pe Dumnezeu să se poată lăuda cu lucrul acesta. Dar pentru că în Sergius Paulus era această dorință să audă Evanghelia, zic eu, de unde venea această dorință? Cine a pus în inima lui această dorință când a auzit despre Evanghelie? Vreau să-l ascult pe Pavel, vreau să-l ascult pe Pavel. Asta a venit din partea lui Dumnezeu. Și când ceva vine din partea lui Dumnezeu, cel rău el și el acolo ca să ia sămânța. Și s-a folosit de Elima ca să ia sămânța. S-a folosit de Elima. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre, dragii mei. Vreau să vedem că și noi suntem într-o bătălie spirituală. Când ne vedem slăbiciunile, când vedem că ceva se întâmplă, când simțim presiunile, când simțim că diavolul vrea să dărâme viața noastră spirituală, este o luptă. Uneori parcă simțim că nimic nu se mai leagă. Dar cuvântul tot aici ne învață să nu fim descurajați. Uitați-vă că s-au dus în prima călătorie misionară. Știe cineva în prima călătorie misionară cât s-au pocăit? S-a predicat Evanghelia, au colindat insula aceea de la un capăt, de la altul, au venit, s-au întors, s-au dus la Antiohia, cât s-au pocăit? Este încurajator? Este descurajator? Ce putea să spună Pavel? Păi nu mă mai duc să pochez oamenii, tare greu e cu ei. Dar pe Pavel nu l-ai oprit. N-a contat ce a spus altul. N-a contat că altul a judecat că are o vorbire greoaie, că nu-l înțelege, că nu e un predicator, nu știu cum. N-a contat lucrul acesta. El s-a dus mai înainte și ce a făcut? A predicat Evanghelia. Și aceasta este o altă parte importantă a pregătirii pentru luptă. Uitați-vă dumneavoastră că spune cuvântul despre Sergius Paulus că în versetul 11 și 11 se îndreaptă spre acel om, spre acel vrăjitor Pavel, vorbește fiul al dracului, dar ce era în inima acestui om, de fapt, Sergius Paulus?
Și vreau să vedeți că în inima omului acestuia nu era nimic altceva decât acea dorință ca să audă cuvântul și apoi spune cuvântul că s-a mirat, s-a bucurat de cuvânt. De ce? Pe când a văzut ce s-a întâmplat și cu vrăjitorul, când a văzut cum vorbește Pavel, cu autoritatea, a fost o minune, dar când a explicat Pavel Evanghelia, simplă și clară, de ce s-a bucurat el? Păi de-aia s-a bucurat de Evanghelie, că a putut să audă cu adevărat Evanghelia. Domnul să fie binecuvântat. Vreau în această seară să mă opresc în punctul acesta și vreau să ne amintim că Dumnezeu ne-a chemat să fim copiii Lui. Și suntem chemați într-o luptă. Este o luptă. Este o luptă în care nu vreau să mă gătesc să ne înarmăm cu nu știu ce, să facem nu știu ce, să ne fie frică, nu. Dar trebuie să fim oameni duhovnicești care, iubindu-L pe Domnul, să trăim pentru Domnul. Să trăim cu adevărat pentru Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vreau să ne ridicăm, să ne rugăm pentru această seară, să mulțumim Domnului. Vreau să ne încredințăm în mâinile Lui și pentru săptămâna care ne stă înainte. Vineri seara, biserica se întoarce pentru închinare. Duminică va fi de asemenea un timp al bisericii de închinare. Tinerii, familie tinere în mod special, 99% că vor fi plecate de asemenea și se pare că și eu voi fi împreună cu ei. Dacă nu voi fi în mijlocul dumneavoastră, vreau să vă spun pentru ultima duminică acestei luni, vom avea de dimineață serviciul de binecuvântare. Nepotul nostru, Caleb, va fi adus aici pentru rugăciune și de asemenea familia lui Andrei și Becky Codrea vor veni cu micuța lor pentru binecuvântare. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze și această sărbătoare. În săptămâna ultimă a lunii februarie, vreau să spun chiar de astăzi lucrul acesta, vom avea conferința pastorală, zilele de joi și de vineri, frați păstori vor veni în mijlocul nostru pentru această părtășie. De asemenea, am obișnuit să încurajez biserica joia seara să ne adunăm cu frații de la New Life, să avem părtășie, să ne bucurăm pentru noi, pentru suflet mergem. Vineri seara de la ora 7 avem părtășie la biserica Harul și să ne bucurăm și de lucrul acesta. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Rog pe fratele Pechianu să ne conducă în această rugăciune cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Tată din cerul, mulțumim pentru că ai descoperit în fața noastră și în seara aceasta minunea aceasta de mântuire a oamenilor, Doamne. Ne-ai chemat și pe noi pe nume și mulțumim că n-ai lăsat în puterea noastră mântuirea, Doamne, și nici vestirea Evangheliei, ci toată este în mâna Ta. Slăvim numele Tău pentru că ne-ai protejat, Doamne, și mulțumim frumos că ai promis că vei fi cu noi în fiecare zi. Doamne, nu ne lăsa să ne depărtăm de Tine. Amin. Și prin puterea pe care o căpătăm din cuvântul Tău, dă-ne harul de a vesti pe mai departe, Doamne, cu credincioșie cuvântul Tău. În mâna Ta ne așezăm, Doamne, și cerem peste noi ca binecuvântarea Ta să ne însoțească aici, în locul acesta și oriunde este chemat numele Tău. Slăvim numele Tău de Domn și Mântuitor, Doamne Iisuse, în fiecare zi până în veci. Amin. Amin. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să ne păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus, Domnul Slavei. Amin. Amin. Ne despărțim pentru mărturie. Seara este timpul de rugăciune de la ora 7, respectiv vineri seara, de asemenea, pentru închinare și rugăciune.